Gabriel Velcovici nu mai este jucătorul echipei CS Universitatea Craiova. Gruparea Olteană și fotbalistul au decis de comun acord rezilierea contractului, potrivit unui comunicat oficial al clubului. Apărătorul a venit la echipa din Bănie în vara lui 2013. Cel supranumit baronul a jucat în 10 partide în anul promovării, marcând odată în victoria cu 3 la 1 din deplasarea de la Bistrița. În Liga 1 nu a reușit să se impună în prima garnitură, evoluând în patru partide, trei în campionat și una în Cupa României. Universitatea Creova îi mulțumește lui Gabriel Velcovici pentru activitatea desfășurată în cadrul clubului și îi dorește succes în carieră, scrie CS Universitatea în comunicat. Oficialii CS Universitatea Creova au făcut publice locațiile care vor găzdui delegația al albastră pe perioada celor două cantonamente ce vor avea loc în Antalya. În primul, care va avea loc în intervalul 12-26 ianuarie, gruparea din Bonie va fi cazată la Hotel Limra din localitatea Chiriș, situat la 7 km de orașul Chemer și 62 de km de aeroportul din Antalya. În această perioadă, staful tehnic va pune accent preponderent pe pregătirea fizică. În cel de-al doilea stagiu de pregătire al acestei ierni, programat în perioada 29 ianuarie, ianuarie 12 februarie, elevii lui Emil Sandoi și Sorin Cârțu vor fi cantonați la Caia Palazzo, hotelul cel nou al resortului care a găzduit-o pe CSU și în iarna trecută din stațiunea Belec. În cele două săptămâni de pregătire sunt programate mai multe jocuri de verificare, cu adversari precum Uisla Cracovia, Cuban Crajnodâr or Șerif Tiraspol. Handbaliștii de la CS Universitatea Craiova s-au reunit în urmă cu două zile la sala polivalentă. Sub comanda antrenorilor Costin Dumitrescu și Cătălin Popescu, Andrei Păună și colegii săi se vor pregăti săptămâna aceasta pe plan local, urmând ca în perioada 13-20 ianuarie să efectueze un cantonament montan la Herculane. Săptămâna asta o să facem câte un antrenament pe zi în, în sală, mai mult cu un fotbal, cu alergare, deci fără minge, decât pe, pe, pe reintrarea în efort. După care să vedem dacă se rezolvă cu, cu plecarea în cantonament de săptămâna viitoare. Am vrea să plecăm în, într-un cantonament la, la Herculane de o săptămână. În această iarnă, CS Universitatea Craiova, s-ar putea despărți de un jucător important. Este vorba de Răzvan Udriștoiu, care va pleca împreună cu viitoarea soție Aneta Pârvuț. Deocamdată nu avem niciun fel de noutăți, nici nu cred că o să, să facem vreun, vreun transfer acum în iarnă. Singura. Problema e vizavi de udictoriul, care se pare că va pleca la, mă rog, cu, cu, cu aneta, cu Pârvuț, la Baia Mare. CS Universitatea Craiova va redebuta în divizia A seria B pe 14 februarie pe terenul echipei de pe locul 2, CSM Oradea. Oltenii au avut un turbun în care au obținut 9 victorii și au înregistrat 4 eșecuri, clasându-se pe locul 5.